Anul 2019 se anunță unul cu multe proiecte în comuna Vârșolți, de la canalizare, racordare la gaz metan și asfaltarea mai multor străzi, până la locuințe ANL și teren de fotbal. Primarul Brăila Laioș spune că administrația locală trebuie să acorde importanță în egală măsură atât dezvoltării economice a comunei, cât și vieții sociale a locuitorilor. Anul 2019 mi se pare că se începe cu rezultate mai bune decât în anul 2018, deoarece anul trecut am fost complet nemulțumit în felul în care se desfășoară licitațiile și lucrările care urma să se facă de către societățile care câștigau licitația respectivă. În ce sens? De exemplu, la racordări canalizare, anul trecut din august am depus documentație la ANAP, Agenția Națională a Achizițiilor Publice, și abia în februarie am primit un răspuns pozitiv, după care putem pune pe SEAP să licităm. Așa că a mers foarte, foarte greu, dar am înțeles cu Asociația Comunelor, care a avut loc în luna februarie, primarii au solicitat să se reducă, să se simplifice problemele pentru faptul că nu putem executa lucrările în timp oportun și, la urmă, vom pierde și banii de la Ministerul Dezvoltării, mă refer în cazul ăsta. Sigur că proiectele se pot clasifica în mai multe categorii. Avem proiecte prin fonduri europene, avem prin programul operațional regional, care tot prin fonduri europene ar fi, avem proiecte de la Ministerul Dezvoltării majoritatea și sigur că avem niște proiecte la scară redusă din bugetul local, unde mai putem și noi pune la o parte niște bani, dar și aici cu bugetul avem o problemă foarte gravă, pentru că suntem în luna martie și nu a apărut încă bugetul pe anul 2019. Așteptăm cu nerăbdare ca să putem vedea cum stăm cu venituri și cu cheltuieli, că până nu apare bugetul nu putem ține nici ședința Consiliului Local să repartizăm sumele pe anul 2019. Acum aici aș enumera anumite lucrări care au fost licitate deja, de exemplu racordul canalizare, se începe la lucrare peste 2 săptămâni. Am înțeles că vine o societate din județul Maramureș care a câștigat lucrarea cu utilaje și sperăm că până în luna octombrie, e dat termenul, se va putea realiza acordările la canalizare și putem da drumul la stația de depurare, care este o problemă foarte, foarte solicitată de cetățeni. Având apa potabilă, e nevoie și de canalizare. Aici avem în toate, în localitatea Vârșolți, și urmează să depunem studiul de fezabilitate și pentru cele două localități, Recea și Recea Mică. Să vedem acum, Recea cu siguranță va fi racordat la Vârșolți, dar Recea Mică s-ar putea să racordăm la Panic. O să iau legătura cu primarul din Herecleanu să văd în ce stadiu se găsesc și ei pentru a rezolva această problemă. O altă lucrare foarte importantă care avem este aducțiune gaz metan. Este gata studiul de fezabilitate, înaintăm la București, la Ministerul Dezvoltării. Avem cele trei localități, Vârșolți, Recea, Recea Mică. Ținând cont că conducta de gaz este la vreo 300 de metri de localitate, trece la marginea comunei Vârșolți și aducțiunea de gaz iarăși este o problemă foarte, foarte importantă. Având gaz în localitățile, cele trei localități, canalizare, apă potabilă, putem atrage și investitori străini pentru a crește bugetul local. O altă lucrare și care este mult dorită de cetățeni, avem construcția celor două poduri, care s-a scos la licitație, așteptăm cu nerăbdare societățile care depun documentația pentru cele două poduri. Cele două păduri am inițiat noi pentru faptul că este circulație intensă pe drumul național și județean și să se reducă, adică aici mă refer la căruțe, tractoare, să nu mai treacă prin drumul național și să treacă prin cele două poduri, râul Crazna, și să meargă pe câmp pentru a lucra terenurile. O altă lucrare importantă care avem, modernizarea dispensarului uman, care este scos din nou la licitație. V-am spus că merge foarte greu, dar eu cred că până în iunie putem rezolva toate problemele referitor la licitație. Modernizarea unui dispensar uman, aici acoperișul, izolație,
În fine, va fi reabilitat și va arăta foarte, foarte bine. Avem școala gimnazială numărul 2, care tot este scos la licitație. Avem grădinița cu program prelungit, tot prin Ministerul Dezvoltării, și așteptăm cu nerăbdare să vedem societățile care vor veni și o să depună documentația în vederea câștigării licitației. Aș aminti aici, prin fonduri europene, chiar sunt chemat la Satul Mare pentru a semna un contract, modernizarea centrului de zi. Am primit o sumă mai mică, dar e bună și asta, prin GAL, 15.000 de euro, și de asemenea am terenul de fotbal cu o sumă de, dacă nu greșesc, 70.000 de euro, teren de fotbal care se află în zona lacului de acumulare. Tinerii așteaptă cu nerăbdare să putem reabilita cu scaune, cu vestiare și tot ce trebuie pentru a desfășura concursurile sportive. La centru de zi avem un număr de 25 de copii. Acest centru de zi s-a reabilitat și s-a reabilitat, a fost o clădire veche, a fost HAP, tot prin fonduri europene acum 5 ani, unde am avut și asfaltă și cămine culturale, și sunt 25, așa cum am spus, de copii care vin după orele 12, după ce se termină la școala gimnazială programul, și stau până la orele 16. Avem 3 persoane care se ocupă de copii, pregătirea lecțiilor pentru ziua următoare, și noi, prin hotărârea Consiliului Local, deoarece copiii nu mai merg acasă de la școală, am comandat și o masă pentru copii, masa de prânz este asigurată de către o societate din Pericei, care aduce mâncare în fiecare zi și 30 de minute au servirea mesei. Chiar astăzi intenționez să mă duc la un spectacol cu ocazia zilei de 1 martie, duc niște dulciuri la părinți, la doamne, niște frunze sau la domnișoare care vin. Așa că este un lucru foarte bun să fie o asemenea clădire și centru de zi pentru copii. O să alocăm o sumă de bani în continuare pentru înfrumusețarea comunei. De exemplu, o să aprovizionăm sau vom cumpăra pom ornamental în continuare, în fiecare an am rezolvat această problemă, tuia, punem trandafiri, am luat niște măsuri ca pe străzile secundare, am lămurit pe oameni să taie niște pomi care au avut acum 20-30 de ani pruni sau ce mai aveau acolo în fața casei, am pus anul trecut în fața unuia tuie și trandafir model să vadă, și acum toți vor să aibă fiecare tuie și trandafir, să nu mai aibă crengătura și uscătura de pom care a fost plantat de către părinții lor. Așa că vrem să devină o localitate cât de cât, eu știu, frumoasă, măcar să fim la nivelul unei localități cu care avem noi comuna înfrățită din Ungaria, unde mi-a plăcut foarte mult pomii ornamentali, se cosește frumos iarba de către primăria și are un aspect plăcut comuna respectivă. Taxele și impozitele, noi nu am majorat, toți cetățenii au înțeles că în anul 2018 să vină să plătească, și mai mult ca asta sunt foarte mulți care s-au prezentat să plătească și pentru anul 2019, pentru că este și o reducere până în 31 martie de 10%, și cu taxele și impozitele stăm foarte, foarte bine. Cetățenii au înțeles că să vină în timp oportun și să plătească, pentru faptul că avem și noi de plătit iluminatul public și alte multe probleme care este în favoarea cetățenilor. În curtea școlii din Vârșolț este șantier în desfășurare, pentru că se construiește o sală de sport. Ne aflăm în curtea școlii gimnaziale numărul 1 și această clădire va fi o sală de sport modern. Sumele sunt suportate de Compania Națională de Investiții București și până în luna iulie trebuie să se finalizeze această construcție. Sigur că noi putem observa copiii cum se joacă aici în curte, dar abia așteaptă cu nerăbdare să se termine pentru a avea condiții optime atât la orele de educație fizică, cât și după program să se joace fotbal, handbal sau alte sporturi. Finalizarea sălii de sport va fi urmată apoi și de reabilitarea curții școlii?
După ce se finalizează sala de sport, sigur că vor fi aleele betonate și curtea va fi amenajată, deoarece acum se află într-o situație critică, deoarece este un fel de șantier acum. Dar la primăvară sau mai târziu, luna viitoare, o să pieturim până la asfaltare ca să putem circula în condiții optime și în curtea școlii. Peste aproximativ 2 ani de zile, 10 de tineri din comuna Vârșolț se vor putea bucura de o locuință ANL. Două astfel de blocuri urmează să fie construite pe un teren aflat în imediata vecinătate a primăriei. Domnule primar, ce se va construi pe terenul din spatele nostru? Aici ne găsim pe un teren, lângă un teren care face parte din domeniul public al comunei și se va construi cele două blocuri ANL. Ieri a fost domnul director Jean de la București, a vizitat terenul și a spus că în cel mai scurt timp se va începe la lucrare, adică în timp de 2 săptămâni. Lucrarea a fost câștigată de către o firmă din Italia, licitația s-a ținut la București, am primit și noi știrea că va veni o societate din Italia. Eu mă bucur că o să avem și locuri de muncă. Pe lângă locuri de muncă o să avem două blocuri. Un bloc cu 16 apartamente confort 2 și un bloc tot cu 16 apartamente garsonere confort 1. Deja sunt depuse vreo 40 de cereri de către tineri și așteptăm cu nerăbdare să se înceapă lucrările și să se finalizeze construcția celor două blocuri de locuit. Cam în cât timp credeți că vor fi finalizate? Aproximativ. Aici este și un termen. 18 luni este pentru finalizare dat de către Agenția Națională a Locuințelor București. Tot în acest an, mai multe străzi din comună urmează să fie asfaltate. Spuneați că aveți în plan anul acesta și câteva lucrări de asfaltare. Da, în acest an am dat drumul la licitație. Avem în total 5 km străzi laterale de asfaltat, în Vârșolț mai puțin, dar mai mult avem în localitățile Recea și Recea Mică. Așteptăm cu nerăbdare societatea care va câștiga licitația și sper că până în luna august-septembrie se va termina și asfaltarea tuturor străzilor existente în comuna Vârșolț. Viața socială a comunității este și ea extrem de importantă, la fel și încurajarea sportului de masă. Tocmai din acest motiv, în comună se organizează de 3 ani încoace un campionat de tenis de masă, care reunește jucători din localitățile învecinate. Sigur că pe lângă proiecte și alte obligații ce avem în sarcină, încercăm să ne preocupăm și cu activități culturale, recreative, sportive la nivel de comună, ca să putem crea o atmosferă bună în localitate. Că contează, eu cred că prin activități putem crea atmosferă și să apropiem oamenii, să facem cunoștință și fapt pentru care și organizăm asemenea evenimente, competiții și activități. Despre ce competiție e vorba? Duminică, pe data de 3 martie, am organizat o competiție de concurs de tenis de masă, unde a participat 8 comune. Din 8 comune au fost participanți la competiție și eu cred că a fost o competiție reușită, niște concurenți foarte buni, atât mai tineri cât și mai vârstnici. De exemplu, cel mai vârstnic jucător a avut 73 de ani și încă demonstrează că prin sport și prin mișcare poți să te menții foarte bine, să trăiești sănătos și eu asta susțin și eu că dacă avem grijă de noi și prin mișcare, prin sport și prin alte metode, putem să ne menținem foarte bine și asta contează foarte mult. Au fost peste 40 de concurenți. Pe lângă concurenți, sigur că am auto-organizatori și alți invitați care au participat și aproape am fost 100 de inși la competiție. Dar totuși au fost o atmosferă frumoasă și pe lângă asta sigur a fost și un concurs reușit. Comunele au fost Vârșolț, Borla, Satul Borla,
Carastelecu, Șimleu, din Șimleu Silvanie, din Zalău, din satul Recea, din Crazna și din Pericei. Deci au fost mai mulți competitori din toate, din zona asta, din jur. Au mai promis și Hericlean, nu l-au putut să vină, dar au zis că data viitoare vin și ei. Deci am încercat așa să legăm un pic legăturile între statele vecine ca să putem crea atât o prietenie între oameni. Și asta și s-a realizat treaba asta, că toată lumea s-a simțit foarte bine. Și din respect pentru cetățeni, luna aceasta în fața primăriei Vârșolți a fost ridicat un monument în fața unor consăteni care au fost victime ale unor evenimente nu tocmai fericite din istoria noastră. Ce reprezintă acest monument? Acest monument chiar a fost ridicat ieri. Am participat mai multe persoane, reprezintă în memoria celor care au fost deportați prin decretul numărul 8 în 1949, familia Anderlic. Ei au fost deportați în prima fază în Gherla, până în 62 n-au avut voie să părăsească localitatea respectivă și abia după 1962 au putut să plece în alte localități. Ei au fost moșieri aici în comuna Vârșolț. Au dat de lucru și cetățenilor în acea perioadă, sigur că fiecare a avut o bucată de pâine pe masă, dar securitatea, miliția și cum se chema în anii respectivi, prin evacuare forțată, au scos din casele lor proprietate particulară, care revendică acum și au și primit terenuri cu legea fond funciar s-a restituit, dar ei au avut neapărat, au ținut la această problemă că părinților au trăit aici în comună, să se ridice, o să fie și încă un monument mai mare, s-a în prima fază s-a pus așa pentru a delimita locul. Sigur că noi am vrea să nu se mai întâmple această problemă ce s-a întâmplat cu ei și să rămână în amintirea cetățenilor comunei Vârșolți.